Abuzul sexual întrerupt este o metodă tradițională de contracepție, esența căreia constă în întreruperea actului sexual înainte de ejaculare. Acesta se mai numește coit întrerupt sau metoda retragerii. Conform rezultatelor studiului demografic, generații și gen, publicat în 2021, realizat la nivel național, 11,2% dintre femeile căsătorite sau aflate în concubinaj au menționat că utilizează în cuplu actul sexual întrerupt în calitate de metodă de contracepție. Metoda actului întrerupt acționează prin faptul că împiedică spermatozoizii să ajungă în corpul femeii. Metoda actului întrerupt reprezintă una dintre cele mai puțin eficiente metode de contracepție și depinde de abilitatea cuplului de a putea utiliza această metodă. În primul an de utilizare pot surveni până la 20 de sarcini neplanificate la 100 de femei în cupluri în care se utilizează această metodă. Este important să menționăm că această metodă nu protejează împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală. Toate cuplurile pot utiliza această metodă de contracepție. Nici o afecțiune medicală nu împiedică utilizarea acesteia. Metoda este aleasă în special de cuplurile care au obiecții în legătură cu utilizarea altor metode de contracepție, au rar contacte sexuale, nu au disponibilă altă metodă de contracepție la momentul respectiv sau așteaptă inițierea altei metode de contracepție. Actul sexual întrerupt nu prezintă efecte secundare, riscuri și nici beneficii pentru sănătate. Utilizarea oricărei metode de contracepție pentru prevenirea unei sarcini neplanificate este o abordare mai bună decât neutilizarea niciunei metode. Este dreptul fiecărei persoane și a fiecărui cuplu de a-și alege metoda de contracepție care se potrivește cel mai bine atunci când are nevoie să o utilizeze. Important este ca decizia luată să fie una informată.